Hai, salut! Ce faci acolo? Cu oile sau cu câine? Dar e faină negura asta. Dar nu vezi că ne și ninge? Mai bine că am trecut pe partea asta. Partea elaltă era prea numai ceață, nu vedeam nimic. Poate e și acolo vedere. Cum să fie vedere dacă mergi prin pădure? Tu nu cunoști locul. Acolo merge numai în pădure, Gică. Ce vedere vrei să ai? Cum? Gică. Ce că aveam vedere poate și acolo. Cum să ai? Acolo e pădure până jos, până Zărnești. Măgura nu se mai vede? Asta satul la... Măgura? Asta-i de la... Asta-i de... Ia să vedem sus. Mai mult decât zăpadă. Aici ninge. Urcăm spre Măgurile Branului. Viorica gâfâind. Marius meditând? Marius meditând? La nevoirea sufletului sau la a doua venire a lui Isus, la ce? Ei, numai el știe la ce. Ce știi de ce e în capul omului? Vă auziți? Că de văzut... Ceața. Ninge! Da. Iliana, ce mai zi domnul? Vine, zi Marius! S-a măgat în ceață! Da. Aici pierduți în ceață, că nu știu pe unde ieșim. Am luat-o pe nemarcate. Nu să ajungem pe Măgurile Bradului. Nu știu dacă ajungem. Ia uite. Că nu văd nimic. Ăla e de pe Camino. Ăla e după Camino, Iana, da? A uite, fost, vezi a fost Iliana pe Camino, de la da, prosopul. La Decathlon. De acolo? Când ne-am dus pe Camino, el le-a luat prosop, că el dacă transpire, da, să știe. Păi șaua, acolo trebuie să ajungem, la vale. Să nu luăm în altă parte. Cum? Să nu pierdem direcția. Stai să-ți fac o poză acolo, vezi ce faine. Păi că filmez. La ce uite, urcăm aici pe vârful Gemânarea. Se vedeau niște pereți de stâncă, dar nu se mai vede nimic. În direcția asta e vârful Gemânarea. Lenuță, dar ai ce filma să vede ceva? Aici se au niște câini jos. Lenuța, nu. Aici cred că e șaua în care trebuie să revenim. Sau de babi. Da. Deci Marius este cel mai bun. Domnul Gică? El este ninge, ninge, ninge. Eu sunt cea mai bună. Adică eu sunt cea mai tânără. Și trupa veselă? Da, da, da. Cât e tânără? Ua, am venit cu capul în sac. N-am văzut nimic. Din pădure. După ce am ieșit din pădure, am lăsat banda roșie și am ajuns aici, că nu știu pe unde am ajuns. Aici jos au câini, deci acolo trebuie să... Ăsta e reperul. Cățelul. Câini. Pe vârful Gălbinarea. Prin ceață. Mulțumim domnului cu baston. Da. Că ne-a direcționat bine. Eu parcă m-am întâlnit cu el pe aici. Nu se vede nimic. Da, era singur, nu era nimic de atunci.
Noroc că latră câinii, că știm că într-acolo trebuie să coborăm. Am ajuns pe vâr. Se vede crucea. Viorica vociferează. Vai, ce ceață! Nici nu știu de unde am venit și unde voi merge. Și toată lumea zice că nu sunt. Uite ce nu, că stâncile. Gândești destul de bine, da. N-ai treabă. Pastilele trebuie să iau un an. Și eu numai un sfert, o jumătate. O zi iau un sfert, da. Într-o jumătate. Eu sunt calculat, dorm, sunt liniștit. Plecând și la lume. Plecând și la vacă. Păi, ce-ți facă singur pe aici? Frunzulița m-a girat, m-a făcut mama Brănean, puișor de amagurea. Și am lucrat în celohar, am făcut hârtie igienică. Am fost sutor și pe aia m-a dat. Și după aia mai cânt, că m-am pensionat. Și e greu. E greu, dar la comisiile alea e greu când te duci acolo bolnav. Da. Unde te duci? N-ai internare. Să fac o poză de aia, atunci am gărunt. Și eu ziceam, tata a fost accidental la oi și el toată viața a lucrat, tata, o zi da, una nu. Păi și zic, bă, când eram mic, ce fain e să ai venit. Dar acum zic, nu mai. Nu e fain deloc. Tremură chiloță la comisie, la până îți vine rezultatele, numai probleme, să lucrezi numai cu doctor. Cât ani ai? 43. Înainte. Și la 24, de la 24 m-am îmbolnăvit. Pe vârful gălbinării. Dragă mami, ce ai adus? Păi nu știu, mi-a dat niște. Șoferaș să-ți dea mama. Da, din cauza la injecție. Numai micorul, nu, că toată la... Coborâm. Prin ceață. De pe vârful gălbinării. Așa se vede. Nu se vede nimic. Aici, undeva jos, e satul. Niște mogâldețe în ceață.